Bună seara, domnilor și domnilor, le spunem bine ați revenit în studioul nostru invitațiilor din această seară, domnul Gheorghe Miloseanu din partea PSD Gorj. Bună seara, domnul Miloseanu. Bună seara tuturor. Și de asemenea, domnul Gheorghe Grivei din partea PDL Gorj. Bună seara, domnule Grivei, bine ați venit în studioul nostru. Emisiunea din această seară, dragi telespectatori, este dedicată majorității opoziției în ceea ce privește ședința ce va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, mai exact vineri, în cadrul Consiliului Județean Gorj. Aș începe mai întâi cu domnul Grivei să ne spună dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, această majoritate se va menține și vineri. În ceea ce ne privește, noi am dorit ca această majoritate să se mențină. Dacă nu se va menține, dacă cei de la PSD au fost darnici în promisiuni, dacă au reușit să convingă consilierii județeni din partea PPDD-ului ca să meargă cu dânsii, asta nu mai știu, vom vedea. Dar părerea mea că dacă cei de la PPDD vor face greșeala, se vor lăsa păcăliți de către PSD Gorj, vor face o greșeală foarte mare și viitorul lor... Nu există o înțelegere la nivel central între liderii acestor formațiuni politice, respectiv între PSD și PPDD? Deocamdată, după informațiile care le avem noi, nu ar fi până acum parafată o înțelegere politică între cele două partide. Bun, și dar că se va reuși, dacă se va parafa în zilele care urmează, azi, mâine, poi mâine, nu știm, dar frumos ar fi din partea PPDD-ului, care în campanie electorală, vă amintiți, ne amintim cu toții, ci gorjenii și amintesc, că liderii PPDD-ului atunci aveau ca principal adversar politic Ciocoi de la PSD. Dacă acum au ajuns, s-au intrat în rândul ciocoilor, e treaba dânșilor, noi vom vedea în zilele care urmează dacă într-adevăr le-a fost mai aproape haina de ciocoi, poziția de ciocoi, decât de a fi oameni serioși și să respecte o înțelegere care ei au făcut-o de bună voie cu noi, vom vedea. Dar, după cum am spus, dacă vor încălca această înțelegere, care au făcut-o cu noi, eu cred că gorjenii nu vor uita acest lucru niciodată și la viitoarele alegeri, dacă nu știm dacă va mai obține ceva din partea electoratului gorjan. Păi, din punctul nostru de vedere, cine mai este acum vicepreședinte la Consiliul Județean? Noi, în data de 13 iunie, am convocat cei 18 consilieri. Am convocat o ședință a Consiliului Extraordinar, o ședință extraordinară, care s-a ținut. Cei de la PSD nu au participat la ședință. Oricum, noi am analizat, am discutat, am aprobat 4 hotărâri în ședința de Consiliu. Ședința a fost legal constituită, chiar dacă secretarul județului a considerat că ar fi bine pentru Partidul Social Democrat și pentru domnia sa să nu convoce ședința respectivă și să nu participe la ședințe. Eu cred că a încălcat legea, ședința o consider legală, iar încercarea PSD-ului de a impune cele 4 proiecte de hotărâri în cadrul ședinței de vinerea viitoare, eu zic că este o încercare de a forța lucrurile. În ceea ce vă privește, eu sunt, voi fi împotriva repunere pe rol, adică în discuție a celor 4 proiecte, întrucât s-a dat o hotărâre în data de 13 iunie. Hotărârea este legală și nu are rost să mai discutăm proiecte care au fost discutate și care au fost votate în data de 13 iunie. Bun, da, asta e o încercare a PSD-ului de a întoarce votul. Această ședință nu a fost legală. E părerea dânșilor. Noi am contestat la parchet, adică am deschis o acțiune penală împotriva secretarului județului și când vom primi și punctul de vedere al prefectului, acum prefectul, ați văzut și dumneavoastră, spune că, adică prefectul, instituția prefecturii, juristul la prefectură a declarat că a fost nelegală deoarece secretarul județului nu a convocat. Deci secretarul județului a săvârșit un abuz. Secretarul județului nu se poate substitui justiției.
Am văzut declarația doamnei secretare al județului Gorj, în care spunea că ședința este nelegală. Dânsa nu se poate substitui justiției, dânsa nu poate să spună dacă o ședință de Consiliu Județean este legală sau nu este legală. Datoria dânsului, cei care pot să convoace o ședință extraordinară a Consiliului Județean, sunt președintele și minim o treime de consilieri județeni. Ei, noi nu am fost numai o treime, am fost 18 consilieri județeni, care reprezintă 55% din numărul consilierilor județeni. Ședința și conform legii 215 pe 2001, ședința de Consiliu Județean este legal constituită dacă participă jumătate din consilieri, mai mult de jumătate din consilierii în funcție. Deci noi 55%, 18 situații, consilieri din 32... Situații în care această ședință poate fi convocată. Care era situația de excepție? Nu, legea nu prevede o situație de excepție. Cine vrea ca să studieze legea, poate să studieze, că vedeți la consiliile locale spune așa, ședințele extraordinare pot fi convocate de președintele Consiliului Județean. Punct. Sau de cel puțin o treime din numărul consilierilor județeni. Punct. Nu se invocă o stare de necesitate. Starea de necesitate se invocă atunci când prefectul, în caz de stare de necesitate, catastrofe, zăpezi abundente, viscole, război, ferească Dumnezeu, inundații, atunci este o stare de necesitate și atunci prefectul poate să ceară președintului Consiliului Județean convocarea de urgență a Consiliului Județean sau chiar convocarea de îndată a unei ședințe a Consiliului Județean Gorj. Deci nu se impunea. Ceea ce susțin cei de la Consiliul Județean, juriștii de la Consiliul Județean, ei spun că, domnule, nu dacă președintele, dacă vicepreședinții Consiliului Județean au fost aleși într-o ședință ordinară, conform principiului simetriei din justiție, pot fi schimbați tot printr-o ședință ordinară. Dar eu vreau să le reamintesc domnilor juriști că vicepreședinții Consiliului Județean au fost aleși în cadrul ședinței de constituire a Consiliului Județean, iar ședința de constituire a Consiliului Județean este o ședință unică. Domnul Milostea nu știe că ședința de constituire a Consiliului Județean este o ședință unică și în cadrul acelei ședințe au fost aleși cei doi vicepreședinți. Domnul Milosteanu. Gorjenii au votat în 2012 o majoritate la Consiliul Județean. Au votat acea majoritate pentru a se implementa proiectele propuse de această majoritate, că a avut încredere în PSD și în PNL. Este anormal să se schimbe această majoritate numai pentru interese personale, interese de partid. Gorjenii au nevoie de stabilitate, gorjenii au nevoie de proiecte, gorjenii au nevoie de o serie întreagă de lucruri pe care le așteaptă de la Consiliul Județean, de la guvernare, nu de circ. Ceea ce s-a întâmplat în perioada anterioară a fost un adevărat circ. Nu este adevărat. Ședința convocată pe în data de 13 a fost o ședință nelegală. Ședințele extraordinare se exact după denumirea, după sensul etimologic al cuvântului extraordinar. Deci se convocă atunci când este nevoie de niște măsuri urgente în cazuri extreme, nu că vrea cineva să preia puterea și anumite funcții de la Consiliul Județean. Iată că această majoritate mai mult forțată, că a fost o majoritate realizată sub presiune, forțată, sub amenințare, excluderii din partide a consiliilor respectivi, pe acești oameni nu i-a interesat ceea ce e nevoie în județul Gorj. Nu i-a interesat, de exemplu, condițiile și problemele din sănătate. Nu i-a interesat acel proiect de la care s-au pornit o serie întreagă de discuții între majoritatea dinainte și actuala majoritate. Pe ei interesant funcția de vicepreședinte, dacă pot să dea la o parte pe unii și să se așeze ei. Gorjenii n-au nevoie de astfel de circ. Gorjenii au nevoie să vadă că se rezolvă niște probleme. Deci, rezum, ședința anterioară a fost una extraordinară și ca atare nelegală, ședința viitoare, de vinerea viitoare, este o ședință ordinară,
pe cărei ordine de zi se poate pune și un astfel de subiect de schimbare sau menținere în funcție a unui vicepreședinte, și așteptăm consilierii județeni să se arate ceea ce vor. Își doresc în continuare circul, își doresc în continuare să lupte pentru funcții sau își doresc să trecem la treabă, să adoptăm niște proiecte care vin în interesul cetățenilor. Eu cred că nu e nevoie de circ în continuare. Vedeți că nici la nivel național oamenii nu agrează aceste dispute. România, județul Gorj, are nevoie de stabilitate, are nevoie de liniște. Haideți să lăsăm la o parte luptele astea politice, luptele pentru scaun, și să facem ceva pentru cetățeni. Nu știu, dar... Cred că pedeliștii vor vedea și vor ajunge la această concluzie vinerea viitoare, când vor vedea că de fapt se schimbă acea majoritate realizată pe data de 13, făcută sub presiune, sub amenințare. Vor vedea că PSD-ul nu poate să rămână și nu va rămâne în afară, fiindcă are niște proiecte care sunt în interesul cetățenilor. Nu știu, eu am ascultat această placă a PSD-ului că, vezi, doamne, electoratul și-a dat votul, acordat încrederea USL-ului, care atunci era un mariaj între cele două formațiuni politice, PSD și PNL. Dacă la ora actuală acest mariaj nu mai funcționează, cele două partide au divorțat, așa, nu mai există această mariaj, nu mai există acest mariaj, eu le spune domnilor de la PSD să nu mai spună că dânșii au dreptul ca să constituie o nouă majoritate. Ar fi frumos din partea dânșilor nu să ceară numai demisia celor la PNL din toate funcțiile care le dețin îndeconcetrate. Ar trebui și dânșii să-și dea demisia și ar trebui să organizeze alegeri anticipate. Nu PSD-ul a câștigat alegerile în 2012, a câștigat alianța USL-ul, adică PSD-ul plus PNL-ul. Dacă această alianță s-a destrămat, nu mai există, nu PSD-ul reprezintă credibilitatea și nu reprezintă voința electoratului în 2012. L-a reprezentat și PNL-ul. Așa, domnilor, că aveți puțină decență. Și cel puțin recunoașteți că s-a fost votat USL-ul, nu PSD-ul. N-aveți dumneavoastră și aveți puțină decență, aveți puțină decență și dați-vă demisia să aibă loc alegeri anticipate. Așa ar fi frumos și din partea dumneavoastră. Eu aș vrea să vă spun, domnul Bevei, că și dacă s-ar organiza mâine alegeri, nu să știți noi. Că tot noi PSD-ul am câștigat alegeri, fiindcă gorjenii au încredere vede, în noi. Se vede că credere au, vede și s-a văzut de atâția de necesitate care dumneavoastră o invocați în județul Gorj, o constituie în primul rând dezastru economic. Eu vorbeam și lăsați-mă să termină. Vă vedeți mai vocal în fața gorjenilor și gorjenii vă apreciază că sunteți buni de gură. Starea dezastruoasă în care se află Gorjul, pentru că se află într-un clasament pe ultimele 3-4 locuri, printre cele mai subdezvoltate județe din România la ora actuală. Bun, deci noastră, județul a fost adus în situația asta dezastruoasă. Această ședință extraordinară, de asta ați invocat-o. Deci uitați ce spune, că așa vorbim pe telespectatori. Nu vreau să citesc din această lege, la articolul 47, articolul 1 spune așa: Consiliul Județean se întâlnește în ședință ordinară în fiecare lună la convocarea președintului Consiliului Județean. Bun. Articolul 2. Consiliul Județean se poate întruni și în ședințe extraordinare, la cererea președintelui sau cel puțin unei treimi din numărul membrilor Consiliului, ori la solicitarea prefectului adresată președintelui Consiliului Județean, în cazuri excepționale. Deci cazuri excepționale. Care necesită, vă rog să mă ascultați până la final, care necesită adoptarea la măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităților, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum și pentru apărarea ordinii și liniștii publice. În care dintre acestea a fost? Vedeți o chestie că într-o frază, dacă se pune și ori, înseamnă altceva. Ori la solicitarea prefectului, pe a solicita prefectul. Să știți o chestie, consilierii județeni pot să convoace ședințe extraordinare. În cazuri excepționale. Nu, când consideră ei, când au proiecte de hotărâri care dacă nu suportă amânare. Care nu suportă amânare. Urmarea ședinței convocate de președintele Consiliului Județean. Nu trebuie să ocupe scaunul de vicepreședinte. Nu trebuie să ocupe ei. Domnul Milosteanu știu că are un debit verbal destul de bogat și îi place să întrerupă. Dar îl întreb pe domnul Milosteanu câte ședințe extraordinare
extraordinare au fost convocate. N-a fost multe. Care a fost starea de necesitate? Au fost războaie peste noi, viscole, inundații, câte ședințe? De niște măsuri urgente, domnul Grivei. Care măsuri urgente? A fost aproape lunar și ședințe extraordinare. Vreți să dați dovadă de seriozitate? Vreți, ca să dovadă de foarte multe seriozitate. Să recunoașteți. Și vreau ca să aduc în atenția gorjenilor modul dumneavoastră de lucru. Dumneavoastră invocați seriozitatea, dar seriozitatea nu vă caracterizează. Modul deci, nostru PSD, al PSD-ului personal. Este unul legal, al ar fi foarte bine nelegal. Dacă v-ar încercați pe toate căile nelegale. Deci, dumneavoastră, domnule Grivei, spuneți așa că reprezentanții Partidului Social Democrat, la rândul lor, au uzat, la fel ca și dumneavoastră, da? Nu ca noi. Adică și au convocat ședințe extraordinare. Au fost foarte multe ședințe extraordinare. Așa, în care ce s-a întâmplat? Pentru dâns și stare de necesitate. Au fost fel de fel de proiecte care s-au discutat. Dar eu sunt foarte să treacă. Dați-mi un exemplu, ce autorii dumneavoastră să-și promoveze, să treacă, ce trebuie domnul Ioșteanu. Câteva proiecte, câte două, trei proiecte de hotărâre pe an, da, care a fost nevoie să fie adoptate în regim de urgență, într-o ședință extraordinară, că, de exemplu, trebuiau aprobați indicatorii tehnico-economici pentru un proiect pe fonduri europene. Și intra deci, în ultima perioadă și dacă așteptam ședința ordinară, se depășea termenul de depunere a proiectului respectiv cu toate hotărârile și avizele necesare. Și asta nu vrea să înțeleagă domnul Grivei. S-a slabit de ocupări acelor care erau niște treaba în interesul cetățenilor. Nu în interesul unor partide că vrea cineva să ia scaunul. Dar ce spun dumneavoastră, că nu v-ați făcut treaba la timp și de asta s-a ajuns până aici. Nu v-ați făcut treaba la timp și am ajuns în situația în care se pierdem proiecte importante pentru Gorj. Eu vă mai întreb o chestie. Dacă Spitalul Județean s-a organizat acele ședințe extraordinare și s-a rezolvat problema. Și că pentru PSD. PSD-ul este interesat de problemele cetățenilor. Nu de ce nu sunteți de acord cu auditul la Spitalul Județean Gorj să vedem ce s-a întâmplat acolo, cum s-au cheltuit banii publici, să știe și gorjenii noștri. Nu este adevărat că nu e de acord. Dar de ce nu sunteți de acord, domnule? S-a făcut și comandați, domnule, auditul. Nu s-a făcut. Faceți-l, domnule, faceți-l și veniți cu proiectul de hotărâre în Consiliul Județean. Și atunci să știți că toți vom vota pentru. Bun, dar ce credeți dumneavoastră că nu doresc dumnealor să prezinte acest audit? Nu doresc, poate sunt lucruri care noi nu trebuie să le știm. Ba da! Asta e singura concluzie care o poate trage un consilier județean și un gorjan. Și atunci nu o să mai aibă ce să spună. O să rog pe colegii mei de la redacția știri să ne introducă imediat un material legat chiar de acest audit, să vă convingeți și dumneavoastră ce se întâmplă acolo. Pentru că situația pare a nu fi așa cum o prezentați dumneavoastră. Urmărim materialul și revenim. Auditul început la Spitalul Județean a scos la iveală o serie de contracte nefavorabile, dar care sunt imposibil de reziliat. Un exemplu este contractul pentru oxigenul medicinal. În privința achiziției de oxigen medicinal lichid, s-a finalizat auditul solicitat de mine privind procedurile desfășurate privind achiziția. Urmează categoric în perioada imediat următoare să întreprindem demersuri pentru renegocierea prețului, fiind imposibil la acest moment să reziliem contractul. Conducerea spitalului încearcă să diminueze din prejudiciu renegociind contractele în așa fel încât să facă și economii. Urmează negocieri în zilele viitoare cu celelalte firme cu care noi avem contract, una dintre ele fiind Polarisul, pe care i-am solicitat în acest sens să avem discuții pentru a renegocia tariful, suma pe care o plătim lunar fiind într-adevăr foarte mare. Până în acest moment, numai la contractul renegociat cu CES, spitalul a reușit să reducă din cheltuieli cu 50.000 de lei lunar. Referitor la CES, am făcut o adresă prin care le-am solicitat renegocierea tarifului. Am avut și o primă discuție, o primă rundă de negocieri și, într-adevăr, aici pot să spun că am avut succes în sensul că există o mare probabilitate ca 50.000 de lei să fie scutiți în perioada următoare lunar. În perioada următoare se va face audit la toate contractele unității spitalicești, mai ales că sunt multe care ridică semne de întrebare. În plus, după auditare, conducerea spitalului va încerca o renegociere extinsă. Grupul consilierilor județeni ai Partidului Democrat Liberal a cerut acest audit. Discutăm de o lună de zile despre acest audit care și nu s-a făcut. Întâmplă? Vedeți că nu s-a făcut până acum. Acum, cei care au luat interviu dovedesc că eu am dreptate. Se vorbește de prejudicii.
Da? La păi cât, nu, dumneavoastră la cât nu se cifrează? Păi nu s-a făcut, păi să se facă. De ce se forțează cu regulamentul pentru Consiliul, pentru Spitalul Județean, acum în Consiliul Județean? Dar aveți dreptul democratic să nu votați. N-a trecut. Păi domnul, prezentați auditul să știm ce s-a întâmplat la Spitalul Județean, care sunt prejudiciile, cine se face vinovat de aceste prejudicii, ați susținut management privat, ați adus manager privat. Nu, nu. Din moment în moment, din zi în zi. Nu mă contrazic, domnul, adevăr, se vorbește de prejudicii. Care sunt, domnule, prejudiciile? Prejudiciile. Cine se face vinovat pentru aceste prejudicii? Cei care se fac vinovați vor răspunde în fața legii. Păi se răspunde, dumneavoastră, asta cerem și noi. Dar dumneavoastră nu sunteți interesați de treaba aia. Dar este un audit extins, fiecare contract în parte este verificat. Auditul se face, dacă se face un contract, se cere auditul, auditul se poate face într-o perioadă scurtă de timp, chiar în 2 săptămâni auditul va fi finalizat. După ce se realizează auditul, domnii de la Consiliul Județean, domnii de la PSD, vor veni, vor prezenta auditul, vom vedea ce a făcut acești manageri privați care s-au perindat pe la Consiliul, pe la Spitalul Județean, care sunt problemele cu care se confruntă Spitalul Județean. Cum putem să intervenim? Și cum putem să intervenim să rezolvăm acele probleme? Dumneavoastră sunt da, dacă există nereguli, se pot îndrepta împotriva acestor persoane, nu? Haideți să ne știm. Dacă noi nu le-am fi cerut, credeți că s-ar fi auzit acum în presă? Credeți că Gorjinea păi, și ele nici acum nu știu. Păi, dar presa de când vorbește de nereguli și de când critică anumite persoane, domnul Grivei? Se vorbește de prejudicii. Vă spunem care sunt acele prejudicii, la cât se ridică acele prejudicii, cine se face vinovat, cum recuperăm prejudiciile. O să vedeți reprezentanții PDL-ului că vor veni în continuare să critice cu totul altceva, fiindcă ei vor să fie în continuu băgați în seamă. Nu, vedeți, dar parcul industrial... Vor parcul, să intre, nu, vedeți, nu mă lasă la să vorbesc, fiindcă pe domnul Grivei nu-l interesează. Nu-l interesează nu problemele județului. Pe domnul Grivei și pe cei la PDL interesează să fie în centru atenției în mass media gorjeană, crezând că gorjenii agrează și îi laudă și zic, Doamne, ce sunt ăștia de la PD, așa de cinstit și de corect. Cum sunt. Cum ați văzut prestul în insolvență? Dar vă rog să nu mă mai contraziceți. Dar vă spuneți și vă rog să nu mă mai întrerupeți. Vă întreb, cum ați băgat? Cum ați bunul băgat isprețul? Bunul simț. Bunul simț vă obligă să răspundeți. Bunul simț vă obligă și pe noi să răspundeți. Am pus întrebare. Educația aia din 7 ani de acasă, dumneavoastră a trebuit să vorbiți de ea, să nu vă permită să mă întrerupeți când vorbim. Știți, eu așa am învățat și așa știu de la părinții mei, că atunci când cineva vorbește, să nu iei vorba din gură, că dai dovadă că ești necivilizat, ești needucat. Se vede că sunt. Vă rog frumos. Se vede. Haideți să trecem peste acest moment. Nu, dar spuneți, știți prestul, deci, cum era băgat din insolvență? Poftim. Este societatea Consiliului Județean. Dumneavoastră credeți că dumnealor vor doar să critique, indiferent dacă un proiect este indiferent bun sau nu. Dacă e bine sau dacă este rău. Vă spun din practica anilor anteriori și de anul trecut și de acum 2 ani, fiindcă acești consilieri județeni de la PDL n-au votat nici proiecte care sunt de interes, interesul județului, proiecte mari de infrastructură, nu le-au votat. Efectiv, dacă stați cu obiectivul și îi filmați în timpul veniți cu ele, supunerii la vot, o să vedeți că nici măcar nu ridică mâna, nici pentru, nici împotrivă, nici nu se abțin. Ori asta nu-i poziția unui consilier județean, unui reprezentant al cetățenilor din județ. Trebuie să spună, să aibă tăria să spună acolo, domnule, sunt împotrivă. Dar uitați, acum sunt împotrivă pe motivele cu tare, cu tare, cu tare. Dar nu așa. Uite, vă întreb în fața telespectatorilor. Cum ați reușit ca societatea comercială TISPRE, societatea Consiliului Județean, să o băgați în insolvență? Este în insolvență. Dumneavoastră aveți reprezentanți în AGA, dumneavoastră aveți reprezentanți în Consiliul de Administrație, nu avem niciunul. Nu avem niciunul. Faceți un apel la memoria dumneavoastră. Aveți și dumneavoastră. Și nu veți vedea că nu avem niciunul. Noi, PDL-ul, nu avem în nicio societate comercială care este a Consiliului Județean, nu avem reprezentanță în AGA. Pentru că dumneavoastră a considerat că totul vi se cuvine. Uite, vi se cuvine, dar ați băgat totul în insolvență. Distrugeți tot. Lucruri foarte bune pentru județul. Se vede. Tispresul insolvență. Am menținut complexul energetic în funcțiune. Dacă era dumneavoastră să se ideea. La pământ. Dacă rămânea PDL-ul la guvernare, în 2012, complexul energetic era închis. Era dat la tine vechi. La și gorjenii erau toți în șomaj.
Domnule, faptul că a venit USL-ul și că a adus un manager care are performanță, care vrea să rentabilizeze și a reușit să rentabilizeze. Hai să vorbim de Consiliul Județean, această mare unitate. Ceea ce faceți dumneavoastră, nu vă uitați în grădina la ce fac alții. Spuneți ce faceți dumneavoastră în calitate de consilier județean, că n-ați făcut nimic în afară de vorbe. Minciuni. Toate proiectele de hotărâri care au fost elaborate pentru binele județului Gorj. Și ele a fost opera. Se vede ce bine inițiativa consilierilor PSD este în Gorj. Se vede ce bine în Gorj. Da, domnilor, vineri ce se va întâmpla la această ședință? Cum? Vineri ce se va întâmpla la ședința Consiliului Județean? Sigur, se va constitui o altă majoritate. S-au promis funcții la PPDD? Așa, spune dumneavoastră, stați puțin. S-au promis funcții? Așa, ce funcții s-au promis? Păi întru peste tot, începând cu CO și terminând cu deconcentrate. Domnul Birosteanu știe foarte care bine. Care sunt acele deconcentrate, vă rog, domnul Gribei, dacă ne puteți spune... Care să vă sunt rog acele deconcentrate? Pe toate, începând cu DSV-ul, care sunt deconcentratele Consiliului Județean. Ia spuneți postul domnului Badea de inspector general ajung la învățământ, cui l-ați promis? Că văd că ieșiți în presă și spuneți, peneliști, adică cei la Partidul Național Liberal să-și dea demisie din funcțiile care le depind. Da, și mi se pare corect. Nu mi se pare corect și eu am fost votat. Odată cu dumneavoastră a votat USL-ul, nu a votat PSD-ul. Președintele Partidul Social Democrat, de la nivelul județului Gorj, au dreptate. Liberalii nu sunt în opoziție, sunt cu dumneavoastră. Gorjenii au votat USL-ul, nu au votat PSD-ul. Da, dar dumneavoastră au ieșit de la guvernare. N-au niciun drept să ceară toate liberalii funcțiile. Liberalii au ieșit de la guvernare și au asumat acest lucru. Adevărat sau nu? Și au intrat în opoziție cu dumneavoastră. Veți semna... Adică vor să iese de la guvernare, dar să rămână în funcție. Cum își pot asuma guvernarea dacă sunt cu dumneavoastră? I-a scos dinainte din funcție. Oful dumneavoastră este că... Nu e oful meu, domnule. Nu e oful meu. Știți care este ceea ce mă frământă pe mine? Acea de la din păcate pe mine... Mă frământă numai pe mine, ceea ce ar trebui să vă frământe și pe dumneavoastră. Situația grea în care se află județul Gorj. Pe mine mă preocupă, fiind și gorjan, care este viitorul Gorjului și al gorjenilor. Există, pe dumneavoastră vă interesează foarte puțin și pe colegii dumneavoastră. Bun. Sau chiar deloc. Vă interesează... Mai avem că 2 minute până la finalul emisiunii. Haideți să ne lămurim. Vor rămâne 3 vicepreședinți, domnul Milosteanu? Cum? Vor rămâne 3 vicepreședinți, respectiv doamna Ciolocoi, domnul Pungan și domnul Florescu? Dar nu sunt. Domnul Florescu nu mai e vicepreședinte. Nu sunt decât 2 vicepreședinți. Domnul Florescu a fost revocat. Puțin, a fost revocat de 18 consilieri județeni. Deci dar asta nu mai este. Domnul Pungan și doamna Ciolocoi. Dumneavoastră? Ședința e nelegală. În funcția de vicepreședinți sunt acum Florescu Ciprian și Ciolocoi Madalina. Până când la ședința ordinară, care e o ședință normală, unde se pot lua în discuție astfel de subiecte, se decide, dacă se decide, altceva. Vă așteptați ca dumneavoastră să participe opoziția la această ședință sau nu? Noi ne bazăm că acei consilieri județeni care vor să arate că sunt interesați de binele acestui județ, vor veni alături de PSD și vom face o majoritate și vom putea să realizăm mai departe acele proiecte. Proiecte pentru binele cetățenilor în toate comunele. Dacă domnilor la PSD i-a respectat pe gorjeni, domnul Florescu ar trebui să plece din postul de vicepreședinte al Consiliului Județean. Cei 18 consilieri care au votat împotriva domnului Florescu reprezintă 55% din consilierii județeni. Dacă majoritatea îți spune, nu te mai dorim, nu ești capabil să îndeplinești funcția aceea, nu ești capabil să ocupi acest scaun, de ce dai dovadă de aroganță și ocupi în continuare scaunul respectiv? Eu așa îl întreb pe domnul Florescu. Veți merge la această ședință de vineri? Veți participa? O să participăm. O să participăm, dar cum v-am spus, noi am contestat, am deschis acțiune împotriva secretarului județului în justiție. Noi considerăm că proiectele care noi le-am adoptat în data 13 iunie, până să pronunță justiția, nu până să pronunță PSD-ul, că PSD-ul nu se poate substitui justiției, hotărârile sunt legale, iar acel individ Florescu ar trebui să dea dovadă de... Cum bunul să fie simț, legale, doamne, dacă... Și dacă majoritatea nu te vrea, ce vei stai acolo cocoțat, doamne, ca n-ați, n-ați luat o decizie într-o ședință legală, de domne, ce dacă să vă spunem, dacă noi 18 aleși locali, dar procedat legal, domnul Mirei,
Uite, legal, spun, domnul, nu încercați prin forță. Nu ne reprezinți. Atunci, dă băgăratul, domnule, de bun timp și pleacă de acolo, domnule. No. Vom reveni la acest subiect, cu siguranță, după ședința de la sfârșitul acestei săptămâni. Vă mulțumesc, stimați invitați, pentru prezența noastră în studiul nostru în această seară și noastră vă mulțumesc. Ne revedem mâine.